Fraților, bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de GTA 5. Astăzi suntem din nou aici. Nu uitați să căutăm un like dacă mă uiți pentru alea episoade din seria noastră de GTA 5, pentru că am văzut că foarte mulți îmi sugerează și prietenii îmi sugerează foarte mult să postez GTA și dacă, de ce nu? Hai să mai postăm câteva episoade. Mai vedeți clipul ăsta, cred că este luni, tot luni îl filmez, deci cred că va fi ok, părerea mea, față de alte videouri care sunt pe toată săptămâna. Ok, păi, na, astăzi nu știu exact ce vrem să facem, am intrat pur și simplu pe GTA și am vrut să văd ce mai e pe aici. Nu știu exact ce o să facem, o să văd. Vreau să-mi iau o mașină, dar nu știu ce mașină să-mi iau, pentru că am atât de multe mașini, încât nu mai știu, frate, ce să îmi mai iau. Era una care n-am mai condus-o de foarte mult timp. Aia cu aia pe asta, că asta îmi place super mult. Am mai condus-o de foarte multe ori, dar e foarte mișto și vreau să o iau. Nu știu exact ce vreau să facem astăzi. Trebuie să-mi vin așa o idee pe loc, îndrăzneață și interesantă. Vreau să văd oricum pe nu cred că s-o mai adăuga nimic. Clar nu cred că s-o mai adăuga nimic. Nu s-o mai adăuga nimic, dar... aș vrea să mergem, nu știu până unde, cred că o să mergem până la facility. Entity XXR. Am mașina asta? Vreau să văd dacă am mașina asta. Stați un pic, am o chestie cu GTA 5 de la antivirusul meu acolo și mi-arată că nu știu ce CPU-i folosit cel mai mult de GTA 5. Să fie folosit cât vrea el. Dă-mi să pot să văd, așa. Mecanic, vreau să supăr la mecanic să... să văd dacă am mașina aceea pentru că vreau să mi-o cumpăr, pare mișto. Entity XF am. XF, XF, XF. Nu am. Am XF, dar n-am XXF. Cred că, de fapt, cred că asta e... ăsta e Koenigsegg Agera R. Și ăla la alt XF unde-i? Koenigsegg... unde mai la alt? Da, cred că e Koenigsegg ăla. Koenigsegg Agera R. Asta-i? Nu știu, cred că o am pe asta, de fapt. Știi ceva, îmi bat picioarele că am toate mașinile de acolo. Și Koenigsegg Agera și Agera eram. Le-am pe amândouă și tot mă... Vreau să mergem până la... până la... până la nightclub să-mi iau de acolo scramjetul și după aceea vom vedea ce mai facem. Nu mai găsesc cu cine să mă joc GTA și mă enervează că am început de vreme să mă joc singur. Și nu prea îmi place pentru că nu vreau să mă joc singur. Și na. Vreau și eu, vă rog, mulțumesc. Unde am ăla? La 2 cred că l-am. La 2 le-am. Da, la 2. Scramjetul e foarte mișto, mașina asta, deci chiar îmi place la nebunie și mă bucur că o implementat-o în GTA. Oricum, cred că următorul update, din câte am aflat, avem noi informații despre update că tot am revenit. Următorul update, cred că va fi ultimul update din GTA 5, au zis oamenii. Ultimul update și va fi sfârșitul GTA 5 online-ului. Adică, știți că se va lansa GTA 6 în 2021 sau ceva de genul. Nu știu exact ce
care se povestește și astea, și Rockstar-ul a anunțat că acesta va fi ultimul update și că se vor concentra pe GTA 6 de acum și că nu vor mai fi update-uri. Nu știu dacă e adevărat, v-am zis, nu e informație oficială, dar este părerea multora, pentru că au dreptate, au zis că se vor apuca de treabă la începutul anului 2019, deci cred că din Crăciunul acesta vom avea parte de ultimul update. Și nu știu dacă 3 ani după aceea nu se mai fac update-uri sau nu știu ce, dar problema e că ultimul update se intitulează Ends of GTA Online, of the GTA Online. Deci nu știu exact, suntem pe pasiv, pentru că mi-e cam frică de așa. Deci nu știu exact ce se poate întâmpla și ce probleme vor fi. Vreau să mă rog după la facilite, dacă tot să văd ce mai e pe acolo. De când am mai făcut Doomsday 1, nu am mai dus, de când l-am terminat, pardon. Și nu știu, fraților, deci... Nu știu, fraților, dacă este oficial, dacă de fapt este sfârșitul GTA 5 Online-ului sau nu știu ce se va întâmpla, dar așa este intitulat update-ul, deci nu știu ce va fi și cum va fi momentan. Este prea devreme să aflăm. Este prea devreme să aflăm pentru că abia s-a încheiat un update și nu e update după update. Probabil luna viitoare, noiembrie, aproape de decembrie, vor anunța și ei o dată oficială update-ului și vor anunța mai multe chestii și vor vorbi spre că mai mult despre GTA 6 și despre ce se va întâmpla cu GTA 5-ul. Online-ul, vreau să spun, ce se va întâmpla cu online-ul. Adică se vor șterge profilele noastre, se va închide online-ul, nu știu exact ce se va întâmpla. Este o treabă destul de complicată care necesită explicații de la cei care sunt competenți. Ce mai mișto, vă dați seama că ar fi când se lansează GTA 6 să rămână GTA 5 online, nu să te mai poți juca online cu playerii, să rămână contul tău salvat. Că până la urmă, na, dacă se șterge toate conturile și toate progresele, te piși pe ele. Că GTA 5 e primul cu servere, de GTA 4 nu a avut online. Asta e faza, de asta e întrebarea noastră, nu că GTA 5 Story Mode, că la va rămâne oricum, că și GTA 1 mai e. Dar dacă GTA 5 online se va închide. Asta e problemuța. Și se va face GTA 6 online? Nu știu exact. Deci sunt foarte multe întrebări. Și mai sunt mulți ani până atunci. Ok, vreau să văd ce mai e pe aici. Sunt în pasiv. Vreau să văd ce mai e pe aici pentru că n-am mai fost de foarte mult timp Facility și vreau să văd ce mai este pe aici. Chiar poate mai luăm ceva, o mașinuță, n-am mai plimbat de mult cu chestiile de la Facility și na. Cred că vreau să dau și ceva afară de aici la un moment dat, dar nu știu ce vroiam, deci vreau să văd dacă am de dat ceva afară. A, da, și că tot a venit vorba, am terminat toate research-urile de la bunker, fraților. Ceea ce este foarte bine că am unlockat tot și bunkerul meu este full. Și în sfârșit nu mai stau în fiecare zi să iau de la bunker. În primul rând, vedem imediat vehicule, vreau să vă arăt ce vă dă când terminați heist-ul acela mare. Pentru că foarte mulți mi-au zis, a, arată cele de la heist. Păi, în primul rând, vă dă asta, care e dintr-un act, din primul act. Apoi submarinul, pentru că va fi ceva cu submarinul și după aia cu bombele. Și cea mai tare chestie care vă dă când terminați heist-ul este asta, frate. Super tare. Îți dă asta că teoretic ați salvat lumea. E super mișto. Deci asta mi-a plăcut mult. Bă, dacă tot se mai cea, hai să dăm noi un Orbital Cannon peste cap la un om. Și Orbital Cannon este super mișto. Ia să vedem. Să vedem, să vedem, să vedem. Cine va fi obraznic? Nu pot că sunt pasiv mod, știi ceva? Cu pasiv modul tău și trebuie să mă dau și în CEO. E, ha! Mai du-te. Deci, chestia asta e super mișto și mi-a plăcut. Deci, cei care aveți gol aici trebuie să terminați heist-ul. Și pot să dau replay la Doomsday, dar nu prea vreau, vă dați seama că nu vreau. Ia să vedem. Booting system. Oricum nu voi da, vă dați seama. Replay the Doomsday Haste.
Și asta cu The Doomsday Scenario. Am înțeles. Cred că o să fac și replay-ul, pentru că din câte văd, nu sunt cu actorile care erau și gen și nu știu cum să vă explic. Hai să vedem. Sigur, se oricum nu fac acum. The data, the Bogdan problem. Ah, nu, 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 da. De fapt, au dreptate așa. Astea sunt cele trei chestii care le-am făcut. Și pe fiecare, ăsta e act 1, act 2 și act 3. Da, nu, nu, nu. Nu vreau. Nu mai vreau. Chiar am suferit prea mult. Nu mi-am parat că am suferit prea mult, dar oricum nu mai îmi dă nimic în plus pentru replay-ul acela. Deja am terminat asta. Hai să omorâm pe cineva. Deja am terminat haste-ul. Ăla de la apartament nu l-am terminat, dar nu e prea important. Vreau să mă mergem și la ăla să vedem imediat. Să vedem. Ăsta cu 2008. Dacă ar fi născut în 2008 și-ar da rage, mamă. Pam, pam. Bang! Și murdăria dispare. Reset. După aia într-o oră mai poți. Au murit. No, au scris pe chat, nu au scris. Alții scriau pe chat. Nebunii, chestii. Ok, hai să plecăm. Vreau să merg să văd și mașinile alea și după aia vreau să... A, da, și aici cred că văd ceva, nu? Da, floarea asta care nu are nicio logică oricum, dar na. Vreau să mergem repede la... să vedem ce mașini avem și chestii. Și vreau să mă duc până la... cum se cheamă ăla, mă? Până la apartament să văd ce haste am acolo, pentru că s-ar putea să vreau să termin și haste-ul acela și... na. Știți voi mai departe. Ok. Păi, dar n-am ce arunca de aici, sincer. Cred că e insurgentul, cred că o să trebuiască să-l dau și să-l bagă... mi-a distrus cineva mașina, că... știați, din aia mai țigani. Ăsta cred că ar trebui să-l bag în nightclub. Și în rest nu mai am ce să distrug. Ce să distrug, ce să... da, ați înțeles voi. Bă, hai să luăm vigilanteul dacă tot... mă, ce miște și l-am făcut și pe ăsta. Dacă tot am ars aici și ne-a distrus cineva vehiculul. Proxy. What the fuck, man. You destroyed my vehicle. Stai că trece poliția. Țiganule. Mi-ai distrus tu mie vehiculul. Hai că am luat vigilanteul. Vreau să mergem la... cum se cheamă la, mă? Unde am zis că vreau să mergem, mă? La apartament. De apartamentul ăla meu. Aici. Pe undeva pe aici. Sunt aia acolo și nu-i văd. GTA 61. Bravo. Așa, săriți. Duceți-vă pe... no! Eha! M-am dus și eu. Vedeți, fraților, dacă râdeți de altul, ce se întâmplă? Bă, de ce nu se încarcă boost-ul? De ce nu se încarcă boost-ul când dă cu roțile în apă? N-are logică! Hai, bă, că vreau să ajung și eu viu la ăla. Am ajuns aici unde am vrut eu să fac liniuța de atâtea ori și n-am putut. Și cazinoul ăsta, când se deschide, frate, cazinoul? Cred că în ultimul update, prezic eu, că... în update-ul ăsta cu The Final, The End of GTA 5, online, cred că o să se deschidă cazinoul.
Cred. Pentru că cred că e cam ultimul lucru care mai trebuie să se faci, să se mai facă important în joc. În rest, să vedem în GTA 6 cum va fi povestea. 8, puțin framat, dar sper să nu fie lag pe filmare. La mine ia 50 de frame-uri că filmez, dar pe filmare văd că e în 60. Sper să nu fie lagul care îl mai am eu uneori, nu mereu pe monitor. Ce-mi place Vigilante, o să n-am mai mers de mult cu el. Se încarcă și boost-ul mișto. Nu, 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 nu! Oh! Mamă, mamă! Mai ajungem noi în veci pururi la ăsta. Hai, cazi în picioare! Ma, mersi. Iuhuu! A, dar asta nu ia curba, mă, cu frâna de mână. Nu! Mama, am uitat că asta nu mai pune frâna dacă îi bag un din asta, un boost. Am parcat. Hai să mergem mai aproape din asta, dar nu vreau să-mi distrugă ăștia mașina. Că tot îmi distrug ei tot, mereu. Ia să o parcăm aici, sper să nu mi distrugă nimeni. Dacă și aici mai distrug, îmi bag picioarele. Suntem înregistrați în ce o nu suntem înregistrați, că se putea să fim înregistrați. Vreau să văd ce haste avem de făcut, câte haste-uri, câte acturi mai avem de făcut până la haste-ul acela. Să-l termin și pe acela și următoarele episoade cred că vom face cu cine, vom face cu cineva, cred că. Haste-ul. Ce buz, mă, că eu am apartament aici, mă. Ei, nu vreau buz. Vreau să intru în apartamentul meu. Doamne. Fapt e baz, dar na. Mai am trei apartamente, dar asta, până asta am făcut toate. Hai să intru, mă, ce o? Și să vedem. Prism asta trebuie să-l mai facem, dar nu pot să văd câte setup-uri mai am și câte chestii. Dar nu pot, vreau să văd haste-ul. Ce mai am de făcut la el? Nu pot, mă. Of. Hai să bem ceva. A, vreau să îmi repar și o mașinuță. Se poate, vă rog? Nu aici. Nu vreau la Meriwether, vreau la Morse. Așa, scramjetul și acum vreau să beau. Ba, mă, sper să nu-mi fi luat vigilanteul de aici. Cred că mi l-au luat de aici dacă am sunat la ăstea. Mulțumesc. Una mică atâta. Una mică, că mai ia poliția. Exit. Aoleo. Mi-a luat mașina, te rog, nu. Nu mi-a luat-o. Păi și... Pe ok, oricum. Mă rog. Dacă n-avea nicio mașină, cred că mă ducea acolo la reparațiile alea. Nu știu, am așa o frică mereu să mă dau pasiv când sunt lângă cineva, pentru că mereu ăștia vor să-mi distrugă mașina, să... N-au, frate, treabă, văd un X-Men și gata, toți pe el. Veți vedeți că ajung la CEO fără... Fără waypoint, de chiar știu mapa de GTA, deja am învățat, e ușor. Ușor! Mamă, am mers pe două roți.
Mamă, este, am făcut asta cu burnout, cu ăsta. Burnout, auzi, am făcut cu frâna de mână curba. Burnout, mă gândeam la burnout. Mamă. Pune frâna, tăticu. Bă, de ce n-ai închis ușa, mă, că intră frigul? Uite la el ce țigan. Vreau să intru până în 2, să-mi scot o mașină. Mișto. Prima mașină care am, cred că o scot. Ah, prima mașină, McLaren, nu? T20. McLaren T20, cum se spune, cum vrea el. Nici ciclonul l-am mai scos de mult. Sau cyclonul. Băi, bun, fraților, sper că v-a plăcut și acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de un like să mai facem cât mai multe episoade din GTA 5 Online, pentru că este un joculeț super fainul și sper. Scrieți acolo în comentarii ce credeți, ce credeți. Dacă ultimul update chiar va fi sfârșitul GTA 5 Online-ului și nu vor mai fi update-uri după aia 3 ani sau nu știu ce va face GTA 5-ul, scrieți-mi în comentarii opinia voastră despre GTA 5, ce se va întâmpla, despre soarta GTA 5-ului, despre ultimul update și despre GTA 6. Aștept acolo în comentarii. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!